a luat vreo șpagă sau vreo construcție, vreo clădire. Aici este marea gravitate și marea confuzie. Orice cetățean al României are dreptul să aibă expertiză, are dreptul apărat, mie mi s-a refuzat. Orice cetățean al României are dreptul la o judecată echitabilă și corectă. Mie mi s-a refuzat și în faza de DNA, Procuratură DNA Constanța și în faza de instanță. Am fost umilit public, începând cu scenele care le-am făcut de la platoul Consiliului Județean Constanța anul trecut, în 14 ianuarie, până când am revenit în România. Unde am fost din nou în mod abuziv.